Bine ați venit la etalarea pentru ascendent lună-soare în Capricorn pentru luna decembrie. Mai întâi de toate vă rog să-mi scuzați vocea. Voi încerca să nu tușesc în microfon. Haideți să vedem ce avem pentru voi. Pentru Capricorn. Cinci de bâte. Asul de bâte, 9 de monede și 10 de monede. Iar aici aveți un 2 de cupe. Cred că aici încerc să nu tușesc. 5 de bâte. Asul de bâte, 9 de monede și 10 de monede. Aici este o moștenire. Aici este eșecul și întârzierea în niște chestiuni legate de o moștenire. Pentru unii dintre voi. Haideți să vedem ce avem aici pentru voi. Pajul de bâte. Posibil să aibă de-a face și cu ceva ce ține de viața socială sau locul de muncă, pentru că este un paj de bâte și ține de locul de muncă de obicei. Controversele pe care le aveți la locul de muncă. Da, vedeți, voi trebuie să vă apărați în continuu. Și care ar fi motivația? 5 de monede. Pentru o primă sau genul de dovediți că ați făcut acel lucru, dar nu a venit acel ceea ce voi meritați. Dar în același timp să știți că poate fi și o problemă în familie, niște certuri care pot fi în familie. Asul de bâte, 10 de cupe. Vedeți, aveți 10 de monede, 10 de cupe. În primul rând este o extindere. Aici eu v-aș spune că de fapt se termină un capitol prin cearta respectivă, iar aici începe de fapt ceva nou. Și atunci când am de-a face cu 10 de cupe, întotdeauna se extinde o familie. 9 de monede, 6 de săbii. Pentru unii dintre voi înseamnă o relocare. Pentru alții înseamnă îmbunătățirea situației financiare. 10 de monede și moartea. Ce spuneam un pic mai înainte? Se leagă de o moștenire. Niște eșecuri, întârzieri, chestiuni legate de această moștenire. 2 de cupe. Foarte binevenit, pentru că aici înseamnă că aveți o viață conjugală frumoasă, iar aici aveți regina de bâte. Va trebui într-adevăr să vă faceți un plan frumos, cum să vă petreceți timpul în relația voastră. Deci e un fel de a încerca să fiți aproape de celălalt. De celălalt. Pajul de săbii. Ce informații veți avea aici? Posibil pentru un inevitabil, să zicem, din partea celorlalți, dar cu siguranță se diminuează niște probleme, mai ales când este vorba despre fluxul financiar. Și e posibil, într-adevăr, să ai un noroc și realizări în carieră. Vedeți, justiția. Se echilibrează absolut totul aici. Și tot aici ar spune că e posibil pentru unii dintre voi să aveți poate niște ieșiri bruște, pentru că aveți 9 de bâte, aveți pajul de spade, în fața unor reglementări guvernamentale, pentru că justiția are de-a face și cu drepturi, guvernul, reglementări, niște reguli. Nouă de monede. Hierofantul, vedeți?
Reglementări guvernamentale sau taxe? Cinci de spade, care vă face să pierdeți bani. Deci fiți atenți la ce tranzacții faceți, cum puteți să vă confruntați cu niște cheltuieli neprevăzute, dar cu siguranță aici sunt niște cheltuieli a unor impozite sau taxe guvernamentale. Eu aș spune că e posibil să aveți un fel de suprimare a impozitelor și a unor taxe. Deci fiți foarte atenți aici. Regina de Săbii. Vă trebuie cineva care să aibă o abilitate, o capacitate, o experiență extraordinară de a vă salva banii. Fie este un economist, fie este cineva care se ocupă cu reglementările respective, cu autoritățile, pentru că în momentul în care aveți un specialist în viața voastră, înseamnă că veți combate orice tip de inamic, chiar dacă este un regulament. Iar dacă este vorba despre un partener de afaceri, pentru că doiul ăsta de cupe poate fi și un partener de afaceri, înseamnă că ar trebui să vă extindeți, de fapt, afacerea respectivă. Și va trebui să acționați cu prudență. Da, cu mare prudență. Cinci de bâte. Vedeți, aici aveți cinci de bâte și cinci de bâte. Asta înseamnă concurenții voștri sunt mai slabi în intervalul ăsta de timp și ar trebui neapărat să câștigați, pentru că aveți 10 de monede. În momentul în care voi câștigați în ceva, este bine să știți ce aveți pe viitor. Dacă doriți să schimbați profesia respectivă, dacă doriți într-adevăr să investiți în altceva, pentru că momentul acesta nu-l veți mai întâlni. Da, aici vor fi câștiguri financiare nevăzute, netrecute în cărți. Asta vrea să spună. Deci, cu siguranță le veți avea. Fiți foarte atenți la ele, să știți cum să manevrați câștigurile respective, pentru că le veți avea. Sunt niște modalități inovatoare a unor surse generate de venituri. Iar pentru cei care munciți la cineva, e bine să nu vă enervați din cauza lipsei de recunoaștere în profesie, pentru că se întâmplă acest lucru. Voi știți cât de valoroși sunt. Nu este de valoroși sunteți. Nu e nevoie să vi se spună. Și cu siguranță veți avea un venit sau o primă din acest ceva. Haideți să vedem aici. Vă puneți o întrebare și răspunsul la întrebarea respectivă este din acest oracol. Vă rog să vă gândiți la o întrebare. Răspunsul la întrebare este... Este un semn. Posibil să aveți niște semne, dar poate nu le-ați înțeles. Mai dorim încă o carte. Și pentru unii dintre voi este romantismul. Foarte frumos. Pentru unii poate fi un parteneriat, pentru alții poate fi romantismul. Ce vă dă, de fapt, universul? Și cinciul acesta de spade, dacă eventual
scuze. Aveți de-a face cu hierofantul. Aveți de-a face cu documente importante, cu acte importante. Poate trebuie să predați ceva, pentru că acum a venit exact ca o idee. Dacă voi mergeți la un interviu, este bine să aveți cu voi actele respective. Acte importante, documentele respective, pentru că vă vor facilita pentru următorul job ceva mai bun. Ce aveți de la univers? Prințesa de vară. Dragoste la prima vedere, ce pot să vă spun? Este o nouă relație emoțională, este ceva, o experiență nouă. Pentru unii dintre voi poate este un eveniment social, deci cei care va trebui să țineți un discurs, fiți atenți că aveți nevoie de tot ce vă ajută să țineți discursul și posibil să vă faceți noi prieteni sau prietenii respectiv. Cineva va fi aproape de tine și te va susține. Chiar dacă nu ai experiență, să ai curaj. Pentru că vei reuși. Da, vei reuși. Este timpul să iei acțiune. Este una dintre cele mai bune oportunități în carieră. Activați-vă nord-vestul, cei care doriți ceva nou. Activați-vă nord-vestul, îl aveți pe canalul astrovedic. Ce avem în dragoste pentru voi? Engagement. Posibil, într-adevăr, să apară cineva în viața voastră și e posibil să fie dintr-o cultură total diferită de voi. Ce avem aici pentru voi? The Master Maker. Îmi place la nebunie cartea aceasta. În primul rând vă aduce foarte mult noroc. Și cred că veți câștiga foarte mulți prieteni datorită stilului vostru de umor aici. Uitați-vă și voi ce față are. Toată lumea e un fel să perind în jurul vostru pentru că aveți un simț al umorului dezvoltat în perioada aceasta. Mai bine, vă aștept cu mare drag pe site-ul meu unde aveți pagina horoscopului 2024 plus un raport pentru 2024 pentru fiecare în parte cei care doresc să intre pe site și remediile de pe blog. Veți găsi informațiile în comentarii.